Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri. Iată care sunt principalele titluri ale acestei ediții. A adormit la volan și a distrus două mașini parcate regulamentar. Investiții în instituții de învățământ și baze sportive în comuna Morteni. LPS Câmpul Lung în elita atletismului românesc, 24 de medalii, dintre care 8 de aur. Acesta este bilanțul pe anul trecut. Luni după amiază, pe DN73, în imediata apropiere a liceului minier din Câmpul Lung, s-a produs un eveniment rutier soldat cu însemnate pagube materiale. Un conducător auto de 59 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Duster, în timp ce se deplasa dinspre Pitești spre Câmpul Lung, a pierdut controlul mașinii și a intrat în plin în alte două autoturisme parcate în afara părții carosabile. Luni 13 ianuarie, 3 ceasuri rele pentru un conducător auto din Câmpul Lung. În timp ce se afla la volanul unui autoturism marca Duster, pe direcția de mers Pitești-Câmpul Lung, a pierdut controlul volanului și a intrat în plin într-un autoturism parcat în afara carosabilului. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul lovit a fost proiectat într-un stâlp de iluminat aflat pe marginea drumului, după care Dusterul a mai lovit un alt autoturism aflat parcat pe marginea drumului. Din spusele martorilor, autoturismul Duster a intrat în plin în cele două autoturisme aflate parcate în apropierea unei spălătorii auto și numai norocul a făcut ca aceștia să nu fie acroșați în accident. Conform oamenilor legii care s-au deplasat la fața locului, se pare că șoferul care se face vinovat de producerea accidentului avea preocupări de altă natură atunci când a provocat accidentul, motiv pentru care a pierdut controlul asupra mașinii și a tamponat alte două mașini staționate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. Pe numele conducătorului auto s-a întocmit un proces verbal de contravenție, urmând ca mașinile avariate să fie reparate pe cheltuiala acestuia. Un tânăr de 31 de ani, care timp de câțiva ani a înșelat mai multe firme, a fost adus la Pitești pentru a fi audiat. Acesta a fost prins la București și se presupune că banii obținuți prin înșelăciune i-a pierdut la jocuri de noroc. Un tânăr angajat din Pitești, în vârstă de 31 de ani, a țepuit mai multe firme. El încasa în propriul cont sumele pe care era trimis să le ridice în numele firmei la care lucra. Așa se face că din anul 2016 și până în prezent a înșelat mai mulți patroni din mai multe județe. A fost prins la București și adus la Pitești. Înșelăciune, fur calificat, fals și uz de fals, acestea sunt acuzațiile care îi se aduc. Unuia dintre patronii pentru care lucra ca șofer, pe care nu a putut să-l țepuiască așa cum era obișnuit, încasând banii firmei în propriul cont, i-a spart biroul și i-a furat calculatorul. La audieri, tânărul și-a recunoscut o parte dintre fapte. Prejudiciul se ridică la aproximativ 4.000 de euro, bani pe care individul i-a jucat la jocuri de noroc. Un bărbat din Pitești a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins beat la volan și cu permisul suspendat. Din cercetările oamenilor legii reiese faptul că bărbatul este recidivist, acesta fiind prins pentru a patra oară în această ipostază. Un piteștean în vârstă de 46 de ani a sfidat legea în repetate rânduri. Acesta a fost prins pe strada Mircea Vodă din Pitești, beat și cu permisul suspendat. Este pentru a patra oară când bărbatul este oprit în trafic și depistat cu permisul suspendat. De asemenea, în trecut, acesta a fost condamnat pentru furt. După efectuarea cercetărilor, așa zisul conducător auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul relevând o alcoolemie mai mare decât limita de 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Beat fiind, piteșteanul a refuzat să se prezinte la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pitești cu propunere de luarea a unei măsuri preventive. Pe 15 ianuarie se împlinesc 170 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu în Muștel. Cu această ocazie se vor desfășura mai multe manifestări culturale și omagiale. Poetul național Mihai Eminescu va fi sărbătorit miercuri, 15 ianuarie, în mai multe localități din Muștel. La Domnești, în sala de lectură a Bibliotecii Luca Paul, iubitorii de cultură se vor întâlni pentru a dezbate tema Eminescu, simbolul identității naționale. Cu această ocazie va fi lansată și revista Suflet Românesc, condusă de către omul de cultură, poetul și scriitorul George Baciu. La Câmpul Lung, scriitorii mușceleni vor prezenta o serie de referate despre opera poetului Nepereche. Mâine
15 ianuarie, orele 17 la cafenea, scriitorii musceleni se vor întâlni în vederea evocării operei marelui nostru poet Eminescu. Vor fi câteva lucrări care se vor expune și pe lângă recitări și alte discuții referitoare la opera și viața marelui poet, vom încerca și anul acesta să aducem în amintirea mușelenilor și nu numai opera marelui nostru poet național. În cadrul Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung, elevii școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu și ai Colegiului Național Pedagogic Carol I vor prezenta un program artistic în care va fi oglindită opera poetică eminesciană. Ca noutate, pentru a fi scoasă în evidență universalitatea poetului Mihai Eminescu, vor fi recitate poezii în limba engleză. Biblioteca Municipală Câmpul Lung va sărbători pe 15 ianuarie 170 de ani de la nașterea marelui nostru poet național Mihai Eminescu. Evenimentul va consta într-un moment literar și un moment de recitare de poezie în limba română și în limba engleză. Astăzi vom avea un moment începând cu ora 13 din partea elevilor școlii Oprea de Iorgulescu, coordonată de doamna profesoară Angela Bițan, și de la ora 14 vor participa elevii Colegiului Pedagogic, coordonat de doamna profesoară Diana Robe, care vor recita poezii de Mihai Eminescu în limba română și în limba engleză. Vă așteptăm să fiți alături de noi la acest eveniment cultural. Mușcelenii nu își uită înaintașii, iar de Ziua Națională a Culturii, care coincide cu nașterea poetului național Mihai Eminescu, aceștia aduc un omagiu spiritului românesc și celui mai complex om de cultură al României. Centrul Cultural Pitești l-a marcat așa cum se cuvine pe Mihai Ghițescu, om marcant al culturii argeșene, ajuns la 100 de ani. Scriitorului i-a fost dedicat un medalion literar. Eveniment important în cadrul Centrului Cultural Pitești, medalionul literar denumit la ceas centenar scriitorul Mihai Ghițescu a adunat amintiri, emoții, dar și recunoștință. Un eveniment aniversar pe care chiar așa l-am și intitulat, la ceas centenar, pentru că sărbătoritul, invitatul special și de onoare al instituției noastre este maestrul Mihai Ghițescu, scriitorul Mihai Ghițescu, care a împlinit pe 27 decembrie un secol de viață, un secol de existență, dar și foarte mulți, mulți ani într-o arderea pentru cultura românească, pentru cultura comunității argeșene și piteștene. Omagile noastre, maestre, mulțumiri, toată prețuirea și tot respectul nostru pentru tot ceea ce faceți, pentru cultura argeșeană, pentru literatura românească și locală totodată. La eveniment, reprezentanta a avut și administrația locală. Sunt puțini oameni care în zilele noastre se gândesc și la binele altora și fac ceva și pentru alții. Probabil că lucrul acesta l-a ținut și pe dânsul treaz, i-a creat o stare sufletească corespunzătoare și este un lucru pe care îl întâlnim din ce în ce mai rar. Vedem că oamenii sunt individualiști, au alte priorități și fac foarte puțin pentru semenii lor sau nu fac deloc. Tocmai pentru acest lucru îl felicităm și mulțumim maestrului Ghițescu. Persoanele care de-a lungul timpului au colaborat cu Mihai Ghițescu au avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. La Câmpul Lung poate e mai greu să se ajungă aici, dar nu este imposibil. Și s-au spus atâtea lucruri frumoase încât mi se pare o impietate să tot repet și eu lucrurile acestea. Privim în mod exhaustiv totul și aș vrea decât să spun că i-am citit opera, că m-a impresionat în mod deosebit Destine în derivă, în care am înțeles multe lucruri. Noi ne cunoaștem de peste 40 de ani, dar n-am prins acele timpuri grele din 43, din 52 pe care le povestește și multe lucruri am învățat. Mergând spre Pitești, n-am reușit decât să-i dedic o strofă, dar vreau să o citesc legată de această frumoasă carte. Veacul în curând îl face și cu firea sa activă
încă vrea să aducă pace prin destine în derivă. Suntem, cu alte cuvinte, cu un picior în realitate, pentru că suntem vii, pentru că ne bate inima, pentru că simțim cum trece timpul peste noi, cu celălalt suntem în bazm, în poveste. În fond, 100 de ani, un veac, ține mai degrabă de poveste această vârstă decât de istoria care ni se scurge printre degete. În final, scriitorul Mihai Ghițescu a ținut să adreseze câteva cuvinte de recunoștință. Dacă sunt în anul 100, vă gândiți dumneavoastră că am petrecut secolul 20 în întregime. Am fost martorul și mai mult decât atâta. Am fost cel care a trebuit să supraviețuiască, pentru că eu aveam în vechea concepție politică o tinichea agățată de coadă. Eram socotit fascist pentru că am făcut o școală de ofițeri de aviație în Germania și de multe ori am fost pus la index mai mult decât atât, judecat de partid și s-a strigat arestați-l. Nu m-au arestat, dar am petrecut peste această vreme și am supraviețuit. Cel mai important, am satisfacția. Eu sunt un fost, nu mai sunt. Dar faptul că văd pe Mitulescu Moise, care era elev la școala normală din Câmpul Lung și venea la Pitești, la fratele lui, cu care eram foarte bun prieten, sau când văd pe Maria Chirtoacă, elevă la școala normală și dădea fuga la Pitești, la Cenaclul Literar. Și iată că, eu știu, sunt oameni care s-au afirmat nu numai pentru faptul că au existat ca ființe umane, dar pentru că existau niște, eu știu, centre în care putea să ia contact. Pentru că trebuie să știți dumneavoastră, a fi scriitor trebuie să te naști, dar nu-i suficient. Grija pentru viitorul Comunei Morteni este în atenția administrației locale. Elevii beneficiază de o școală modernizată și de un after school, iar tinerii au la dispoziție un teren sintetic de sport, recent dat în folosință. În ultima perioadă, investițiile în învățământ și activități sportive au fost pe primul plan în Comuna Morteni. Sunt ample lucrări de modernizare și dotare a școlii gimnaziale din localitate, unde elevii și profesorii își desfășoară actul educațional în cele mai bune condiții. Față de alte localități, aici funcționează un after school unde părinții își pot lăsa cu încredere copiii. Pe lângă supravegherea acestora de către cadrele didactice, aici sunt desfășurate activități educative diverse. Tot la after school, elevii primesc o masă caldă în fiecare zi din cursul săptămânii. Toate cheltuielile, atât cu personalul cât și cu masa zilnică, sunt decontate de către primărie. Sunt localități care își doresc foarte mult să aibă un after school. Mulți fac proiecte, că am discuții cu mulți colegi primari care își doresc foarte mult, se zbat pentru a prinde un proiect, să facă un after school în localitate, pentru că eu vă spun, copii, cel mic l-am avut la Găiești, la after school, pentru că am fost foarte mulțumit și plăteam. Da. La noi este totul gratis. Noi, primăria, suportăm toate cheltuielile, și de personal, și catering, și absolut tot. Deci e păcat să nu funcționeze și părinții să nu-și aducă copiii la after school. Atât copiii cât și tinerii pot desfășura activități sportive pe terenul sintetic care a fost de curând dat în folosință. Și această investiție a avut povestea ei. Mai mulți ani, din cauza constructorului care nu și-a făcut cum trebuie datoria, lucrarea a stagnat. În prezent, totul a fost făcut ca la carte, iar fără a plăti taxă, cum se practică în alte localități, tinerii beneficiază de un spațiu unde își pot petrece timpul liber, practicând diferite sporturi. Am mai făcut un teren sintetic care lucram la el, da. Și am avut probleme la un moment dat cu constructorul. Da. Am sistat lucrările pentru că nu a fost în regulă. După care m-a ținut un an și jumătate, doi, n-a vrut să rezilieze contractul. În fine, am avut niște discuții mai aprinse așa, pentru că nu mi-a plăcut cum era și l-am pus să-l desfacă, să-l facă din nou. Din acest motiv, nu n-a vrut să rezilieze, în fine, a trecut un an jumătate, doi, până la urmă am înțeles, am făcut contractul de reziliere, am preluat procedura, a preluat altcineva, l-am făcut, l-am dat în folosință. Se bucură tinerii. N-am perceput nicio taxă, cum este peste tot cu taxă pe oră sau pe aia, n-am perceput nicio taxă momentan.
pentru tinerii din localitate. Pe masa de lucru a primarului comunei Morteni se află și alte proiecte pentru a fi depuse în vederea finanțării. Este vorba despre introducerea de gaze în localitate și achiziționarea unui utilaj performant în vederea modernizării drumurilor agricole. Liceul cu program sportiv din Câmpul Lung continuă tradiția în atletismul românesc. În anul în care împlinește 50 de ani de funcționare, unitatea de învățământ de la Poalele Mateiașului și-a propus un număr de cel puțin 24 de medalii, atâtea câte au cucerit atleții pregătiți la Câmpul Lung în anul competițional 2019. LPS Câmpul Lung a început anul 2020 în forță, reușind la primul concurs oficial să obțină rezultate excepționale la campionatele naționale de probe combinate care au avut loc în București. Având o istorie de 50 de ani în spate, liceul cu program sportiv din Câmpul Lung continuă tradiția și se menține în elita atletismului românesc. Cu un bilanț de 24 de medalii cucerite în anul competițional 2019, dintre care 8 de aur, unitatea de învățământ de la Poalele Mateiașului și-a propus ca și în anul 2020 să se mențină la același nivel. Aflați în cantonament încă din data de 5 ianuarie, atleții de la LPS Câmpul Lung au avut câte două ședințe de pregătire zilnic sub stricta supraveghere a profesorilor mușceleni, iar rezultatele nu au încetat să apară chiar la prima competiție oficială din acest an, și anume Campionatul Național de Probe Combinate, care a avut loc în capitală la finalul săptămânii trecute. Data de 5 ianuarie anul acesta, lotul de atleți al Liceului Program Sportiv din Câmpul Lung s-a reunit într-un stagiu de pregătire la București, în cadrul complexului Olimpia. Pregătirea a fost, zic eu, foarte bună și ne-a arătat prin concursurile care le-am avut, că au fost două la sfârșitul săptămânii trecute, nivelul la care ne aflăm în momentul de față. Cele 15 persoane care s-au deplasat la București au participat zilnic la două antrenamente și am finalizat, așa cum am spus, cu concursurile de la sfârșitul săptămânii. Rezultatele au fost bune în perspectiva campionatelor naționale care vor începe peste două săptămâni, pe 7 și 8 februarie, fiind programat primul campionat național de probe combinate. Pregătirea a fost bună și sperăm ca la sfârșitul perioadei competiționale de iarnă să putem aduna pentru școală undeva în jur de 10-12 medalii. Și pentru că veni vorba de medalii, vreau să vă reamintesc că bilanțul școlii noastre pe anul trecut a fost unul foarte bun. Am cucerit 24 de medalii la campionatele acestea naționale, dintre care 8 de aur, lucru care ne plasează pe noi ca unitate sportivă școlară undeva între primele 6-8 unități din România în ceea ce privește sportul școlar. Să fac câteva remarci. Rezultate foarte bune au înregistrat, să zicem, Pădurarul Eduard, în proba de lungime la băieți, 6,60 m, a și câștigat această probă. El este unul dintre elevii școlii care are șanse reale de a se califica în echipa pentru Jocurile Balcanice de junior, unul ce va avea loc la Istanbul pe data de 10 februarie. De asemenea, Ciurea Georgiana, cu un rezultat de 3025 de puncte la pentatlon junioare, tineret, pardon, pentru că de anul acesta ea concurează la altă categorie de vârstă, la o categorie superioară. De asemenea, a câștigat proba și de asemenea putem să mai lăudăm, să mai evidențiem pe Stărceanu Alexandra, care a câștigat proba de aruncare a greutății la junioare 2 cu 14,03 m, înregistrând cu ocazia asta un nou record personal și depunându-și candidatura pentru o medalie de aur la campionatul de junior 2. Sportivii legitimați la LPS Câmpul Lung se pregătesc asidu în această perioadă în vederea campionatelor naționale de probe combinate care vor avea loc la începutul lunii viitoare în București, dar și pentru participarea la campionatele balcanice rezervate juniorilor 1 care vor avea loc la Istanbul, în Turcia, în data de 9 februarie. Federația Română de Automobilism Sportiv a stabilit calendarul competițional al Campionatului Național de Viteză în Coastă 2020. Și în acest an, argeșenii vor putea vedea pe viu spectacolul automobilistic la Câmpul Lung și Pitești.
Ediția din acest an a campionatului național de viteză în coastă va avea și coeficient pentru fiecare etapă. Astfel, pentru clasamentul final se vor lua în calcul punctele obținute de la cele 6 etape cu coeficient 1,2 și cel mai bun punctaj de la o etapă cu coeficient 1. Baia Mare revine în calendar la 9 ani după ultima etapă organizată în Maramureș, câștigată atunci de Lucian Hora. Va fi runda cu numărul 3 din acest sezon, urmând să aibă loc în perioada 30-31 mai. În 2020, Poiana Brașov va găzdui etapa finală a sezonului. Cu excepția acestei runde, care înlocuiește unul dintre evenimentele de la Poiana Brașov, restul destinațiilor vor rămâne aceleași ca în anul 2019. Astfel, sezonul debutează cu Râșnov 28-29 martie și va continua cu Cheile Grădiștei 25-26 aprilie, etapa aflată pentru al doilea an în calendarul de viteză în coastă. Imediat după Baia Mare, caravana vitezei în coastă se va opri la Rânca, în perioada 20-21 iunie. În vară se vor mai desfășura etapele de la Reșița 4-5 iulie, Sinaia 25-26 iulie și Mediaș 29-30 august. Așa cum s-a întâmplat în ediția precedentă, Câmpul Lung Muscel și Poiana Brașov vor închide anul competițional. Nu este exclus ca după etapa de la Câmpul Lung Muscel să se decidă în mare măsură campionii. Și mâine meteorologii anunță vreme frumoasă în județul Argeș cu temperaturi de până la 7 grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra la Nucșoara. Aici nu vom avea mai mult de 5 grade în termometre. La Mușătești și la Domnești avem temperaturi de până la 7 grade, iar la Corb și la Câmpul Lung se vor înregistra 6 grade Celsius. 5-6 grade avem și în sudul județului, la Recea și la Râca, iar la Pitești se vor înregistra temperaturi de până la 7 grade Celsius. Și în județul Dâmbovița avem vreme frumoasă. În nord, temperaturile se vor încadra între 4 și 6 grade Celsius, iar în sud avem maxime de până la 7 grade la Vișina și la Corbi Mari. Tot 7 grade vom avea și la Târgoviște. La noapte, cerul va fi acoperit de nori la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între minus 4 și minus 3 grade Celsius. Mâine și poimâine, vreme frumoasă în continuare cu soare, dar și ceva nori și temperaturi de până la 8 grade Celsius. De asemenea, vineri ne bucurăm în continuare de prezența soarelui și de temperaturi de până la 4 grade. Atât pentru astăzi, vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Peste doar câteva momente ne vom revedea cu părintele Vasile Grigorescu. Urmează o nouă ediție a emisiunii Credință Creștină. Vizionare plăcută!